dimineața pe 2. Grig și Cernat, suntem marți, ultima zi de octombrie. Toată lumea e cu gândul la sărbătoare, copii, costume, părinți. Wow. Înțelegi, nu toată lumea se gândește. Wow. Wow, how? Hai, te-ai speriat? Da. Astăzi este Halloween-ul oficial, da. Chiar dacă în weekend în centru vechi au fost și nu numai în centru vechi, zic așa, prin lumea largă și în viața de weekend a oamenilor s-au sărbătorit Halloween-ul sub formă de tot felul de petreceri tematice. Da, da. Ei da. Bine, astăzi este sărbătoarea oficială a Halloween-ului, o să vă zicem noi și despre ce este vorba. Vorba, da. E da. Una dintre sărbătorile de toamnă la români, cum s-ar spune. E adoptată. Da, da, da. Noi adoptat. Ne căutăm motiv de distracție. Da, ca și cu Valentine's Day-ul. Ca și cu Black Friday-ul. Da, da, adică tot importăm așa, știi, adoptăm. Cum să știi că sunt drăguțe sărbătorile astea, pe care este adevărat le-am importat, fiindcă ne mai dau ocazia să mai ieșim așa din normal. Gândește-te în luna octombrie și noiembrie. Ce poți să faci? Nu ai ce să faci. Da. Și atunci zici, bine că au inventat ăștia Halloween-ul, bine că au inventat Black Friday-ul, iar în februarie, când mai ai un pic până la mărțișor, te grăbești cu primăvara și sărbătoriști Valentine's Day. Dar nu vorbim despre Valentine's Day, că mai e până atunci. Azi vorbim cine știe, doar de poate, Halloween. Eu vreau să zic ceva de Moș Nicolae. Până la Valentine's Day poate ne și despărțim. Da, corect, așa e. Nu noi, nu. Dar avem o toamnă și un început de iarnă plină. Uite și tu ce de activitate, exact. Moș Nicolae, vorba ta, după aia Crăciunul, Revelionul și... Da, să mai vorbim noi până atunci. Deocamdată vă zicem bună dimineața, le zicem... Neața și copiilor, nu? Le zicem așa, bună dimineața. Că știu că dorm la ora asta și n-au teme pentru mâine, nu s-au trezit pentru școală, sunt în vacanță. Dar eu tot sunt curios, că sunt încăpățânat. Sunt curios câte mesaje o să avem noi de la copii, mai ales că e Halloween-ul. Da, înțeleg? Corect. Sunt foarte corect. Curios. Deci, dacă dorm, exact ce am făcut și ieri. Da. Că tot au venit câteva mesaje, nu câteva, destule mesaje de la copilași. Se duceau la bunici, la țară, tot așa. Adică o să o dăm parțial astăzi, ca să zic așa, mintea copiilor, nu o dăm de tot. Dar stăm împreună 3 ore, ca de fiecare dată, aici la Dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits. Dimineața din nou, dragii noștri, ne tot vă spuserăm că o să discutăm despre Halloween. Despre Halloween, Halloween. Interesant. E o sărbătoare că acum e și un curent, știi, că, domnule, de ce sărbătoriți Halloween? Și nu sărbătoriți... Nu știu, orice altceva. Când era la Valentine's Day cu dragobetele, știi? Da, a început să se sărbătorească și dragobetele și, de fapt, Valentine's Day este sărbătoarea care a atras atenția faptului că avem și noi un dragobete. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Până atunci nici nu știam că există dragobete, dacă mă întreb, știi? Dar în momentul în care a apărut concurența de la Sfântul Valentin, a zis și dragobetele: sunt și eu pe aici. Doamna profesoară, da, și este foarte bine. E plină, știi, eu m-am tot citind tot felul de lucruri de genul ăsta, m-am o să aminte, știi, și văd de imagini cu copiii, știi, de Halloween. Știi, ei sunt foarte fericiți, foarte mulțumiți, foarte bucuroși, știi? Mai ales că adică... le pune imaginația la încercare să-și facă tot felul de costumații. Plus că primesc dulciuri la greu, nu e pe bani, asta e bine. E, și așa zisul colind de Halloween este un pic mai true. Înțelegi că nu se duc, da, dați-mi și mie. Am cântat ceva, am făcut ceva, dați-mi și mie. Nu întind mâna la nimic, ci bagă mâna în sacul cu eu. Mi-am luat deja bomboane pentru Halloween. Da? Da, cred că am un sac. Vorbesc serios. Că la mine în cartier se colindă. La mine sunt oameni, mai sunt seniori așa și nu prea vin copii. Trebuia să iei făină, ulei. Exact, da, zahăr, cum era așa. Mama aia când lua pensia asta, lua zahăr, ulei și făină. Uite, și se termina pensia săraca, Dumnezeu să o odinesc. Așa pe scurt, uite, sărbătoarea de Halloween este atribuită americanilor, chiar dacă originele ei sunt europene. De bune. Da. Eu, da. Deși am stat în Canada, eram convins că e din America. Nu, este adoptată din zona irlandezo... Scoțiano, e o sărbătoare cumva celtică la origine. Mă rog, dar denumirea înseamnă El Hello Evening. Adică este ziua tuturor sfinților. Am înțeles. De fapt, înțelegi? Ea a fost la origine o sărbătoare care de fapt nu e așa. Nu, e o sărbătoare care la origine, ci că este... Nu,
este, de fapt, care-i treaba? De ce te costumezi tu în chestii înfricoșătoare? Zice așa, ca să alungi spiritele rele, rele. Și inclusiv da. Pe necuratul. De fapt, nu e cum se zice. Știi? De ce este păgână? A fost acceptată de Biserica Catolică Protestantă? Interesant. Aci că în toate cultele, Ziua tuturor Sfinților se sărbătorește pe 1 noiembrie. Și adevărul e că în Transilvania, pe 1 noiembrie, există o tradiție să te duci noaptea în cimitir. Da, 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 da. Adică e înrudită cu... Oarecum, da. Da, da, da. Adică are o chestie în comun. Bine, da, eu trepe. Discuția asta mă interesează prea puțin, da? Pentru că am ne zis să explicăm copii, puțin, da. Asta zic, da. Să le spunem copiilor că se aud tot felul de lucruri. Și sunt și curiozități despre... Da, avem și curiozități despre Halloween, o să vi le zicem imediat. Vă zic una dintre ele. Există persoane care au fobie de sărbătoarea de Halloween. Știi că există... Am vorbit noi la un moment dat de nomofobie, frica de să rămâi fără telefon. Ai pierdut, mie mi-a rămas nomofobie. Fiecare avem fricile noastre, știi? E normal. Frica de Halloween se numește samhainofobie. Cum se numește? Samhainofobie. Deci samhainofobie, da. Da. Bine, noi să le spunem oameni că nu ne-am costumat, că n-aveam de ce. Adică, bă, ăștia suntem, mă rog, cu fețele astea. Trebuia doar să intrăm demachiați. Auzi, nu, dar ne-au pus și la televizor cu fețele astea, înțeleg? Ne-au luat, ne-au luat la radio, hai că merge, aveți voci bune, dar trece și la televizor. Deci, mă rog, ne-am calificat. Imediat revenim cu curiozități de Halloween. Chestii fun facts, cum s-ar spune. Da, okay. Stai să auzi. Stai aici, cu noi, da. La Dimineața pe 2 cu Cosmin Cernat și Grig cu mine. Apropo, suntem la Radio Impuls. Nu uita, fiindcă toamna asta, că mai avem o lună de toamnă, ai o super toamnă în difuzare dacă stai pe Radio Impuls. Și ne vedem și pe canal de 2. Revenim cu niște curiozități despre Halloween. Super, super faine, super interesante. Neața! Dimineața pe 2. Your hit music playlist. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibes station. Neața, dragii noștri, din nou curiozități despre Halloween. Sau da. Halloween, cum se pronunță? Halloween. Depinde, știi că e ca în, știi, în British, aula devine E, mă rog. Ziceam așa, că există persoane care au fobie de sărbătoarea de Halloween și această frică poartă denumirea de samhainofobie. Ei, lasă, noi n-avem și nici copiii n-au, bine că n-au. Dar uite, avem niște statistici legate de cele mai căutate costume de copii, cel puțin în ultimii ani. Avem așa, costumele de prințesă. Corect, am plătit și eu nenumărate și colosale sume de bani pentru costume de prințesă. Mă gândeam la ce a fost Emma. Emma a fost prima dată asistentă medicală. Însângerată. Am înțeles. După care în anul următor a fost aia Maleficent. Ah, okay. Stai un pic că stau să-mi amintesc. A mai fost Harley Quinn. Ai plătit și tu ceva. Da, am plătit. Harley Quinn, i-am căutat costum pe net, de-abia l-am găsit. Cel mai greu a fost să-i găsesc bâta aia de baseball pe care o are Harley Quinn. Înțelegi? Că găsisem numai bâte de baseball de taximetriști. Păi, și am zis, nu vreau de taximetrist. Trebuie să mă sun. Vreau de copil. Bine, dar și tu cred că puteai, dacă făceai un mic research în cartierul în care e copilărit ca și mine, cred că rezolvai problema. Da, cu... da, nu. Harley Quinn n-are sabie. Nu? N-are, nu, are bâtă. Și trebuia și bâte n-aveau pe acolo. Nu, îmi trebuia o bătuță de baseball mai mică, de copil, mai ușoară, mai... Să mă zic, e una de aia mare. Iar anul ăsta, Emma, o să fie manga. Manga. Da, deci prințesă, eu nu țin minte să fi fost. N-a fost prințesă, da. Manga. Da, dacă e Halloween în weekend, o să te transform, da. Și a doua zi o să fii fantomă. Fantomă, da. De ce? Nu, deci... dar aduc un cerșef de ăsta și îl pun aici și tu vorbești cu el, nu-i nicio problemă, știi? Deci prințesă, după care avem super erou. Corect. Și aici, nu mai omul Păianjen și Iron Man, în special. Și evident, animăluțe. Animăluțe, nu știu cine, n-am prea văzut animăluțe. Ei, pisicuțe, cum? Da, 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 sunt. Stai că încă n-am destule Halloween-uri la activ. Da, îți mai trebuie. Și ai doar un copil, am vrut să zic. Da. Pentru părinți, a fost un prieten de-ale mei costumat în dinozaur. Da. Păi, da, avea un costum de dinozaur extraordinar de șmecher. 1500 de euro. Nu luase din România. În România nu găsești costume de Halloween de-alea super tari, dar nu contează, o să vină și la noi. Deci, repet, dacă ai luat copii ca
care din România să-i duci în state sau în Canada. Hai de bine. Deci pentru ei cred că de ce ne dai faliment. Da, asta clar. Bine, dar să știi că acolo nu sta așa de scump pe grip. Serios? Da, adică găsești la $100 ceva... spectacol, da. Ok. Spectacol. Deci, pentru părinți cele mai căutate costume sunt de vrăjitoare și pirați. Oare cine-s vrăjitoarele, cine-s pirații? Da, da. Mă rog, auzi, eu zic să ne abținem de la comentarii. Corect, și nu vrei? Da. Hai să facem Sfântul Halloween acasă. Și nu pe preș. Da. Halloween este o sărbătoare importantă care generează atenție. Încasări record cel puțin în America, surclasând Valentine's Day-ul. Da. De se cheltuie mai mulți bani. Bine că sunt implicați și amicii de aia. Nu doar și asta, și părinții, și copiii. Dar știi că vânzări mari sunt, lăsând la o parte costumele, sunt exact ce ziceai tu, știi? Se duc oamenii și cumpără. Eu îi vedeam toți ce, bă, n-am luat. Zic, ce l-ați luat, mă? Trebuie să mergeți să luăm bomboane. Și cumpăr niște pungi de-alea mari de bomboane, da. Știi că bat copiii la ușă. Break and break, break and break. Păi fii atent că americanii cheltuiesc sume mari de bani pentru a-și deghiza și animalele. Asta... Deci $310 milioane în fiecare an doar pentru a-și deghiza animalele. Wow! Da, acolo nu, că mai sunt și interzise niște costume de Halloween, nu mai știu unde. În Alabama. Da, na, acolo ui fi fost. În Alabama, ci că nu ai voie să te costumezi în călugăriță sau preot. Ah, ok. Da? Da, bine, iarăși mi-au venit niște lucruri în minte și mai bine tac. Așa, să mergem mai departe. În Belleville și Missouri vorbim că de acolo este importată sărbătoarea. Este ilegal să se ceară bomboane dacă copiii nu au peste 13 ani, iar adulții n-au voie la colindat. Asta mi se pare, să stai acasă. Ce se caută adulții la colindat? Bine, și acolo, ți-am zis, în Canada, când sunt ăștia mici, părinții stau în spate, știi? Nu se duc ei să bată la ușă, doar îi supraveghează. Se duc copiii, cioc-cioc, știi? În 2019 a fost ultimul Halloween cu lună plină, adică s-au aliniat planetele perfect. Am Acum înțeles. Următorul va fi, atenție, mai aveți o șansă, în 2039. Pe bune? Prindem. Sigur. Prindem, ce? Prindem, 2039, Doamne, ajută-ne pe toți, da. Mai avem așa, cel mai mare dovleac din lume ever făcut de Halloween. Ia uite, ci că a fost prezentat de un cultivator elvețian, dacă-ți vine să crezi. Știi cât a avut? Mamă, mai greu decât mașina mea. 953,5 kg. Aproape o tonă? Hai de cap. Și un sfert dintre toate bomboanele, da? Un sfert din America. Ți-am zis. Da. Sunt vândute noaptea de Halloween, și că numai americanii cumpără aproximativ, țineți-vă bine, 9 milioane de chile de bomboane. 9 milioane de kilograme. Eu ți-am zis că acolo aia era, deci lăsând la o parte costumele și tot ce vrei, asta cu bomboanele și cu duce, trebuie să ai acasă, că e penibil, știi, adică, nu știu, n-ai cum să-ți bate cineva. Mi-a luat un sac, tu nu înțelegi, cum o să vină sute de... Da, la tine? Da, da, sunt la mine în cartier, e fenomen, vorbesc serios. A, la un, la buzic. Da, acolo, da. Acolo, la, da. La ăla cu căsuțe. Da, la cu căsuțe, da. Cu acoperișuri verzi. Cu acoperișuri verzi, da. Care se află pe strada, da, de la atâția kilometri, deci, de București. Acolo nu, vreau să spun, am decorat casa, ce-i? A, bun, bravo. Vânză de păianjen cu... Deci foarte interesant. Dovleac ai? Da, vreo 4. Dintre care 2 atâta. Bun. Am fost la obor să iau pe cuvânt. Te cred. Serios, că nu mai găseam nicăieri. Noi deci, acum nu mergem la obor, noi rămânem aici, mai ne oprim un pic câteva minute și întrebăm foarte, pe copii. Facem și o întrebare foarte scurtă, da, scurt, chiar scurt. Acum pe copii, înainte de a lua că vine o pauză publicitatea, publici, da. Da, da. Îi întrebăm scurt, dacă avem copii, poate și părinți, da. Și dacă ce faci costumați? Sunt băgați în chestia asta cu Halloween, în ce vă costumați astăzi? Ok, asta e întrebarea. Țineți... Copil sau adult? Domnișoară, domnișor, doamnă, domn. În ce la 0754-222-999, noi revenim imediat. Neața! Dimineața Pătoi. This is ora 7 și aproape 30 de minute. Vă zicem bună dimineața. Vorbim așa un pic scurt pe doi cu ai noștri copii, dar și cu ai noștri prieteni și ascultători, care sunt colegii noștri de emisiune, mai mari sau mai mici. Știm că este săptămâna în care copiii sunt în vacanță, dar unii dintre ei mai sunt și treci la ora asta. Chiar unii merg la grădiniță. 0754-222-999. Vă întrebăm dacă astăzi, nu știu, vă băgați în povestea asta în sărbătoarea de Halloween. Halloween, da. Ce costume vă luați? Sau în ce vă costume?
costumați, trebuie să speriați, așa se zice, da? Trebuie să fii înfricoșător. Înfricoșător, da. Bine, dar mai sunt unii care nu se costumează neapărat în ceva care... Înfricoșător, da. Știi? Nu, zic, așa zice tradiția, știi? Că trebuie să sperii spiritele rele. Mă gândesc în ce s-ar putea costuma România. România? Da, ca să-și sperie proprii cetățeni. În Elveția? Sau într-o țară nordică, unde totul merge perfect. Păi ar fi atât de speriați. Cum adică să meargă totul perfect? Să meargă totul așa. În ce s-ar costuma președintele nostru? Cine? Domnul Iohannis? Da. Dar lasă-l mă-n pace și nu, mă, dar e președintele nostru. Ce, l-am votat vorba și aia. Și eu l-am votat, da. Pot să zic să fac o glumă, da. Pot să faci o glumă, da, e adevărat. S-ar costuma în... Nu, că ficus e prea clasic. Nu, ar sta la masa tăcerii. Nu s-ar costuma în masa tăcerii. Sta acolo, da. Ce păi, face de Halloween, domnul Iohannis? Stă la masa tăcerii. Da, corect. În ce s-ar costuma Fuego? Nu în brad. Nu. În globuleț, în beteală. În beteală, care arăta mai subțire. Dar de ce, mă, că nu e grăsuț. Dar nu este grăsuț, dar eu n-am zis așa ceva. Dar zic s-ar costuma într-un glob. E simplu că brad este prea clasic, știi? Sau și mai tare s-ar costuma în măicuță. Nu știi vorba aia, toți ne tragem din maimuță, doar Fuego din măicuță? Păi da, și atunci, bun, dacă el în glob, hrușcă, ce-l face? Hrușcă, hrușcă s-ar costuma în ceva gen în salvamar. Și în loc de chitară, înțelegi, ar avea de-aia de salvamar, la care ce crezi? Ar cânta. Da, cântă, da. În ce s-ar costuma să ne gândim? Doamna Șoșoacă. Măi, n-am. Are nevoie. N-am, nu. Mie... Na, de ce? Cum? Ia te sperie oricum. Că, da, exact, și pe mine de multe ori mă sperie doamna Șoșoacă. N-am nimic cu ea, că n-am cunoscut-o pe doamna Șoșoacă. Da, nicio, da. Mă rog, să fie cum vrea ea. Hai să vedem totuși ce zic ascultătorii noștri, colegii de emisiune de Fabla 0754-222-999. Spunem deja bună dimineața! Dimineața, Greg și Cosmin, sunt la din Timișoara și merg spre bunici și eu de Halloween. O să mă costumez într-o vrăjitoare, vă pup! Opa! Vrăjitoare! Ai și mătură sau nu? Sigur! Sigur, am văzut mături de vrăjitoare de vânzare, pe normal, cuvânt. Dar nu, făcute exact ca mătura de vrăjitoare. Nu mături de-astea cu care mătură pe la, nu știu, repu, să zicem. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Alina din Bistrița, da. Și astăzi o să mă costumesc într-un schelet. Pupici! Într-un schelețel frumos! Ce drăguț! Da, erau multe costume cu schelet. Da, corect, uite, am și uitat de schelet. Iară zicem bună dimineața. Nu sărbătorim Halloween. Excelent, s-a făcut. Nu sărbătorim. Nu? Ok, bine. Da, nu, stați un pic. În România este Halloween în fiecare zi. Și asta trebuie adevărat să te sperie ceva, știi? Da. Doar dacă dai drumul la televizor sau la site-uri, te ia frica. Corect, da. Hai să vedem în ce se mai sărbătoresc. Dacă avem copii la ora asta alături de noi, o dăm așa parțială mintea copiilor. Știm că sunteți în vacanță. În ce vă costumați, dragi copii sau dragi părinți? Nu-i așa? Hai să zicem neața. Iarăși zicem neața, iară. Neața bună, neața bună. Eu am hotărât să mă îmbrac în muncitor și să speriu pe șeful să simulez ziua de vineri. Ah, cât de bună este asta. Okay. Ok, bună dimineața. Salut, oameni buni, salut românilor. Salut. În ce se costumează românii noștri? În Iohannis sau în ANAF? În ANAF. Corect. Bună asta, lunea Mihai. Vai, cât de bună este asta să te costumezi în ANAF. Da, da, cum fantastic, cum am gândit la asta? Păi da, dar poți să spui și pe mașina ANAF, că sunt mașinile cu ANAF. Da. Așa, și să spui veste de aia, cum aia cu FBI, știi? Mă uile să ai pui cu ANAF. Vă mai zic, pentru cei din București, nu știu cum este în alte orașe. Foarte bună asta cu ANAF. Știți cum puteți să faceți farțe de Halloween să speriați lumea? Să vă costumați în controlor RATB. Măi, să știi că eu îi mai văd așa, dar nu-mi inspiră frică. E, nu zic și serios, nu, nu am de ce să... Păi știi cum e, pensionarii merg gratis. Aoleu, da. No, corect. Era o glumă, da. M-am prins. Și eu puțin. Da, mai ai, nu te foarte aștept. Mult, da. Și eu la fel. O să mă interesez dacă nu pot să mă pensionez mai devreme. Neața. Neața. Bună dimineața, la Tempul, sunt Alex, da. Și eu de Halloween vreau să mă costumez într-un dovleac
Înflicosător. 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 Nu, a zis înflicosător. Fără râs. 0754-222-999. Revenim imediat la voi. Vorbim un pic așa de Halloween, ca să facem și noi discuția asta, că e Halloween azi de dimineață. Mi-am calculat câte kilograme de bomboane am luat. Dar cum ai calculat? Vreo pe ei, cât are fiecare pungă. Am luat la pungă de aia mare, am luat vreo 10. Și are 500 de grame cel puțin. Nu, are 800 și 1 kilogram. Am găsit la de-alea mare. Deci ai aproape 10 kilograme de bomboane are Grig acasă la el în cartierul cu căsuțe mici, ca și mașina lui. Nu știu, am senzația că trebuiau mai multe, dar totuși sunt suficiente. Vă întrebăm la 0754-222-999, dragi copii, fiindcă dăm în mintea copiilor care astăzi s-au trezit totuși de dimineață. Și mintea adulților. Și adulților, da. În ce vă costumați astăzi de Halloween? Pot să fie răspunsuri pe bune sau pot să fie și glume? Și glume, da. Cum a zis Nea Mihai, în ANAF. Da, neața. În ANAF, neața. Dimineața pe doi. Non-stop hits. Impulse Radio.